Вчера Саша директор. Все положил, классно. Bună ziua, domnul primar. Da, bună, bună. Care e momentul de față? Acum am venit să ne apărăm drepturile până la urma autorităților locale, fiindcă sunt undeva chiar încălcate pe alocuri. Mai des deja de am văzut că tot mai des și mai des încalcă niște drepturi și nu mai preînțelegem, este autonomie locală sau nu este. Am venit să ne cerem voie, cred că așa trebuie Republica Moldova, parcă îmi pare că cam s-a schimbat ceva în țară la noi. Spre bine, mai bine. E, dar dacă este vorba de latura juridică, deci mai multe primării au adoptat decizii de consultare a cetățenilor pentru aderarea la componența municipiului Chișinău. Cancelarea de stat a contestat aceste decizii, consiliile la notificări le-a respins. Astăzi suntem în fața instanței judecătorești, ne apărăm drepturile de a consulta cetățenii pe probleme de cițăni nemijlocit de problemele satului și nu de alte domenii de politică, așa cum se interpretează actuala conducerea cancelarei de stat. Mulțumim. Astăzi, printre altele, avem prima ședință cu primăria Zâmbrenici, care au fost promotorul acestei idei de a adera la componența municipiului și încă au votat comun. Și ulterior urmează celelalte primării, care deja tot sunt acțiuni în instanța de judecată. Domnul primar, două cuvinte spune, vă rog. Da, ce două cuvinte? E interesant că până în 97, Comuna Zâmbrenia a mai fost inițiator de așa ceva. Deci este decizia Consiliului Local, este decizia Consiliului Raional Loveni, este decizia Municipiului Chișinău, însă, dat fiind faptul că a venit atunci peste noi reforma teritorial-administrativă, deci întrebarea la Parlament nu s-a mai pus. Noi am găsit de cuvinți că să pornim procedura de la zero, iară să fie decizia Consiliului Local, să fie consultare cu populația, să înaintăm aceste documente cu Consiliul Municipal, dat fiind faptul că am avut discuții cu primarul general, am avut discuții cu fracțiunile din Consiliul Municipal și unii suntem convinși că ar accepta așa ceva, ca pachetul de documente să-l punem pe masă la Parlament. Însă, numai că de Consiliul Municipal Zâmbreni a decis, am puternicit primăria ca să inițieze procedura de ieșire. Și aceasta, numai că am inițiat această chestie, a fost deci notificat de către cancelare. Și astăzi, iată, suntem la judecată să vedem ce să fie în procesul de judecat. Primarie, s-a avut ședință judecată, ce ați obținut, ce ați cerut și așa mai departe. Considerăm. În cadrul ședinței de judecat, în cadrul ședinței de judecat a fost examinat demersul meu ca reprezentant al Consiliului, să fie atras în proces și primăria ori ține de sarcină primăriei organizarea consultărilor cu cetățenii și totodată cancelarea de stat, în scopul tergiversării procesului, a depus și eu cerere de a atrage în proces Comisia Electorală Centrală pe motiv că ei participă la referendum. Vreau să reiterez că legea nu stabilește consultarea cetățenilor ca obligație de efectuare a referendumului. Și în astfel de circunstanțe, instanța a respins demersul cancelarii ca neîntemeiat, ori nu se atinge niciun drept specificat de articolul 205 Codul Administrativ. Și a admis demersul de a atrage în proces primăria Zâmbreni ca parte care nemijlocit este atinsă de drepturile, obligațiile reglementate în această decizie. Dat fiind faptul că argumentul meu a fost în acea fel că în competențele Comisiei Electorale Centrală este petrecerea referendumurilor locale, însă pe problema dată nu este necesar, este specificat în articolul 188 punctul I din Codul Electoral. Aceasta vădit spune că acei care au făcut această cerere de a implica și Comisia Electorală deja n-au studiat aceste documente, n-au studiat legislația în vigoare, după cum aș făcut notificarea, nu că aberantă, dar lipsită nici de un sens, numai făcută ca
fără, nu este explicație la notificarea dată, dat fiind fapt că Consiliul Comunal nu mai a acceptat inițierea procedurii. Deci noi urma să ne interesăm ce documente trebuie să pregătim. Deci Consiliul Comunal a permis primăriei ca să se intereseze ce documente trebuie, ce trebuie să facem, pașul următor. Și deci numai procedura de inițiere a fost notificată. Asta este. Eu aș vrea să completez că și notificarea și acțiunea depusă în instanța de judecată ține doar de tergiversarea examinării acestui proces de consultare cu cetățenii și vreau să atrag atenție că articolul 34 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale specifică că nicio autoritate nu poate interveni în consultarea cetățenilor, acesta fiind un drept consfințând și suprem. Și Ardealul, și Banatul, Dobrogea, și tot regatul Basarabie, iubită cu românii înfrățiți.